acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Sunt bucuros pentru că avem ocazia să ne întâlnim, să ne reîntâlnim și să punem țara la cale sau să punem viața la cale. Pentru ocazia aceasta mă gândesc la un sens frumos, un sens frumos ca de obicei să găsim, să reconstruim sau să construim relații și să găsim soluții pentru, pentru a o duce mai bine. Uh, nu mă refer la o societate care este în derapaj, nu mă refer la familii care sunt în derapaj. Și mă refer la tine și la mine, mă refer la noi, mă refer la soluțiile pe care trebuie să le găsim împreună pentru a putea, uh, pentru a putea merge, pentru a putea uh, vedea razele soarelui. Uh, știți, uh, sunt, zile, sunt zile deosebite. Uh, și care sunt zilele deosebite? Hai să zicem, 24 ianuarie se sărbătorește ceva. Sau ziua de, eu știu, 11 martie, nu știi ce se întâmplă pe 11 martie, nu, e ziua fetei mele. 28 septembrie este ziua mea. E, e o zi importantă. Dar ce sărbătorește atunci? Că a mai trecut un an. E, ce, se, ce, se întâmplă, ce se întâmplă, ce lași în urma ta? Vreau să discutăm despre istorie, despre istoria noastră, cum ne ancorăm în ea. Este importantă istoria, facem bani din istorie, avem o realitate a istoriei noastre, istoria este adevărată pe care o învățăm bineînțeles că avem semnele noastre de întrebare și cu privire la istoria Revoluției, cu privire la istoria lui Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și toți domnitorii care au fost la noi în țară. O parcurgem cu, să zic așa, cu mare, cu mare spectacol și cu mare amnegație să ne bucurăm. Însă, o fi adevărat ceea ce, ceea ce avem. Știu sigur, un lucru sigur este că istoria ta și istoria mea pe care o scrii tu și pe care o scriu eu, este adevărat. Pe ea ne putem baza. Uh, mai cred ceva. O istorie pe care a lăsat-o Dumnezeu să fie adevărată, este istoria lui Iisus Hristos. Cum învățăm și cum ne ajută istoria, uh, istoria noastră, uh, cum ne ajută istoria celor care sunt în, în jurul nostru. Uh, la, o la o relație, la o întâlnire între două persoane. Uh, automat, vor să știe, ultimii 5 ani, ultimii 10 ani, ce ai făcut, ce s-a întâmplat, ce boli ai avut, ce relație ai avut. Vreau să știu istorie. Vă propun un titlu pentru ocazia aceasta, titlu pe care l aș, uh, -aș zice în felul uh, acesta, pentru discuția din uh, ocazia de față, cât cât costă istoria. Cât costă istoria. Cât costă istoria? Ce este istoria? Pe cine îl avem în istoria noastră? Pe, la, la cine ne gândim când vorbim de istorie? La profesorul de istorie? Pro, probabil. Sunt elevi, sunt studenți care le place istoria, studiază istoria, fac cercetări în istorie Și lucrul acesta fac să, să se bucure de istorie și să învățăm din istorie Doi, cine nu-și cunoaște istoria nu are voie să trăiască viitorul, să trăiască prezentul Uh, Într-adevăr, aș vrea să mai uh, să mai pun uh, ceva, în, uh, să zic așa, în uh, expresia scrisului, pentru că ne vom ocupa astăzi despre trecut, despre prezent și despre viitor. Fiu, care este importanța lor? Și cui dăm importanță mai mult trecutului, istoriei, prezentului sau uh, viitorului? Vreau să ne oprim la lucrul acesta. Vedeți că uh, istoria este o binare uh, de ani, de secole, de mii de ani, care aduce, aduce cunoaștere, aduce cunoștință, aduce, aduce experiență, aduce lecții. Uh, spuneam că îmi convine ziua de, uh, de, de martie când este ziua fetei mele sau când este ziua mea sau ziua soției mele și sărbătorim, nu prea ne convine poate că trebuie să dăm cadouri, dar ce cu cine ne întâlnim atunci? Cu un om mai în vârstă? Cu un an de zile? Am trecut, putem să revenim la istoria noastră, putem să ne reîntoarcem. M-am oprit, să știți, m-am întâlnit de multe ori cu această expresie și pe care vreau să vă aduc în față, pe vremea mea, mă, copii, pe vremea mea. Pe vremea mea nu erau divorțuri, pe vremea mea se mergea foarte mult pe jos, pe vremea mea mânca mai sănătos, pe vremea mea. Uh, am dat un search pe internet și vreau să vă uh, și vreau să vă citesc ceva despre nu este nu sunt autor, uh, despre pe vremea mea. Și vă citesc câteva versuri care vreau să vă impacteze în discuția noastră pe care o, să o avem și din punct de vedere religios, dar și din punct de vedere social. Pe vremea mea, când umblam pe jos Cărând la plase de tare stăteam la cos pentru mâncare, dar trăiam și bine și frumos. Pe vremea când umblam pe jos și uh, serile târziu la stele, visam la alte lumi stinghere. Cântam mai mult. Uh, cântam duios. Munceam din plin, munceam voios și aveam și timp de toate cele pe vremea când mergeam pe jos. Vă uh, o paranteza, am venit pe jos la, la A7 TV în dimineața aceasta ca să, să mă ancorez bine în, în, această, în, această, propoziție. Pe vremea când tăiam butuci, să ne, să ne încălzim, să facem cina și căram apă cu ta, am făcut lucrul acesta la țară, mi-aduc aminte, iar mă duc în trecut, iar mă duc în istorie, vreau să vedem ce găsim acolo. Mai este ceva bun în istorie? Sau împușcăm istoria? Pe vremea când tăiam putut să ne încălzim, să facem cina și căram apă cu găleata, nu cumpăram nimic de -a gata. Pe vremea aia, nu de mult, știam să mânuiesc și sapa. Știi ce este sapa? Este un stilou care uh, râmă pământul. Și îl citeam și pe Shakespeare. Cum de aveam timp? Acum mă mir! Dar pe vremea când umblam pe jos, totul mi se părea frumos și n-aveam timp de tânguit. Cum fac acum? de când m-am pricopsit. Pe vremea când purtam șoșon și reparam la pantof talpa, lumea știa stânga de dreapta. Cârpeam ciorapii la călcâie, ți-e rușine? Când te descalți undeva la cineva acasă, da, nu mai zic nimic, și nu avea în crize de mândrie, nu se întâmpla să auzim că vreunul n-are self-esteem, imagine de sine. Bătrânii nu mureau stingheri și pentru câini erau hingheri, pe vremea când purtam galoși, aveam respect pentru strămoși. Și ce amintiri mi-au mai rămas din vremea când stăteam la bas, adică la autobuz, pe vremea când mergeam pe jos, toamna aveam cartof de scos și ne ducea pe toți cu școala și nu lua pe unul boala, COVID-ul. Și când, zicea că, și, și când ziceai că merge afară și nu era, nu era, vorba de un banchet cu tur de șerbet, era în o gradă un loc măreț, între coteț un alt coteț. Nu parfuma și deodorat s-au primerit și asortat, Aveam caracterul mai frumos pe vremea când mergeam pe jos. Și nu eram așa de disperați că nu suntem bine îmbrăcați. Cu ani chiar mai mult de doi, ziceam că hainele sunt noi. Copiii ne salutau frumos pe vremea când umblam pe jos. Și nu părea deloc pe dos ca băieții să dea șapca jos sau să se scoale în picioare și să dea locul. Era o onoare. Acu, însă, ne-am pricopsit. Cum nici nu-i bine de vorbit. Și ce concept total pe dos eu aia să umblăm pe jos? Înțepeniți și ruginiți, înconvoiați și pricăjiți, slujim la domni fără suflare și construim mereu hambare. Azi mi-a mai rămas un gând frumos. Pe vremea când mergeam pe jos, eram la timp la A7 TV. Vă invit în această ocazie să vedem dacă mai ne ancorăm în trecut, dacă noi chemăm bicicleta înapoi și mergem pe jos, mergem pentru, pentru a avea bucuria aceasta a, a trecutului sau a rămas decât o istorie. A rămas o istorie în care mașinile electrice schimbă totul, uh, mașinile pe combustibil schimbă totul, și automat viteza ne este dată nouă astăzi să, să umblăm. Uh, ce facem? Trebuie să ne îngropăm istoria pentru că mai vine omul acela în vârstă care te bate pe umăr și zice, nu pot să stau, îmi dai locul pe bancă? Uh, nu, nu, eu am fost primul. Uh, eu am dat click și mi-am ocupat locul acesta. Bine, și se duce mai departe omul acesta în vârstă, care își duce istoria în spate. Știți? Ne bucurăm să zburăm în nu știu ce țări foarte dezvoltate. Și hai să iau America, că e fascinația și a tinerilor și a multor corporații. Vă zic ceva, chiar zilele acestea mi-au venit niște prieteni din America și zice Danai, vreau să vizitez România. De ce mă, uh, vreau să vizitez România? Vreau să vizitez Europa. Franța, Italia, Germania. Uh, <coughs> Dar care este, care este, să zic așa, sensul? Știi ce? În America noi ne dăm mari când venim în Europa. Știți care este elementul de supra uh, supra bucurie a Europei, că Europa are istorie. Are istorie. Acum te întreb pe tine, ai istorie? Care este istoria ta? Ce ai făcut în istoria ta? Nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta. Istorie sunt bunici, istorie sunt părinți, istorie sunt o scriem și o scriem prin copii. Ce este istorie? Ce, cum, cum ne ancorăm în istorie și cum ne bucurăm de istorie? Uh, aș vrea să cobor în Biblie și să citesc uh, un text din magnificul capitol uh, din Matei. Matei, capitolul 24. Ar fi interesant să-l citim tot acest capitol, pentru că este un capitol, un capitol magnific. Pentru că astăzi vă duc să ne uităm în istorie, dar vreau să privim în viitor. Și la un moment dat viitorul are... se încheie. Brusc. Se încheie. Nu știu când, dar se încheie viitorul. Istoria se duce și o privesc în, în, în realitatea timpului și în realitatea uh, puterii mele și o privesc din trecut. În mii de ani, dar în față nu mai sunt mii de ani. Nu mai sunt zeci de ani. Nu știu că sunt. Pentru că ceasul nu-l știm când se termină istoria Pământului. Și vreau să fim atenți cum istoria ne duce viitorul și unde trăim noi. În trecut sau în viitor? Avem de răspuns în această ocazie și mă bucur să să, să, să coborâm într-un text, într-o locație magnifică. Am pus GPS-ul să, să mă ducă această istorie într-o locație magnifică în care Dumnezeu își a timp special pentru lucrul acesta. La ieșirea din vă din Matei, capitolul 24. La ieșirea din templu, pe când mergea Isus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i să arate clădirile templului. Se bucurau de ceea ce, de ceea ce era acolo. Dar Isus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și așa a fost. Și totul a intrat în istorie. Din păcate, unii vor să îngroape istoria. El a șezut jos pe muntele măsinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte, și au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Istoria ne spune că este viitor. Dacă nu ai istorie, nu ai viitor. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă, să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie și trăim în aceste vești de războaie la greu. Deja s-au făcut uh, două corporații mari care se uh, își încordează mușchii pentru a vedea cine este mai tare. Nu știu dacă avem mai tare și mai bine vorbim în război de moarte. Să vorbesc de moarte? Dacă vorbesc în istorie, n-aș vorbi de moarte, dar dacă vorbesc în viitor, sunt nevoit să vorbesc de moarte. Știi ce? Este un adevăr, moartea este cel mai sigur lucru de pe fața pământului. Că scumpere o mașină da sau nu? Că scumpere un apartament, da sau nu? Că te căsătorești, da sau nu? Că faci o facultate, da sau nu? Dar că mori, e da. Din păcate. Dar eu nu iubesc moartea și nu vreau să vă vorbesc despre moarte. Uh, nu vreau să. Sau poate? Sau poate să ocolim moartea? E interesant. E interesant și uh, aș vrea să ne gândim la elementul acesta, cum istoria acestui om, Isus Hristos, vine să spune, tu poți ocoli moartea. Uh, și mă înțelegeți ce vreau să spun. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Asta se întâmplă. Și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Este. Hmm. Este foamete, este ciumă la greu. Că îi spuneți altfel, îi spuneți. Dar e ciumă, mă, e ciumă, din păcate. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da, uh, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Să știți că elementul de separare între noi oameni, de distanțarea noastră emoțională, a dus la această soluție să ne urâm, să ne vindem și să putem să scoatem prețuri bune pe vânzarea semenului meu. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și așa se întâmplă. Oamenii sunt casetați, suntem casetați și începem să fim foarte indiferenți față de cei care sunt în jurul nostru. Dar cine va răbda până la sfârșitul, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Nu uh, vreau să aduc un fizic al uh, cunoașterii acestui rol. Uh, normal textul îmi spune așa, dar cred ceva. Așa cum un meci de fotbal, un meci de handbal, un meci de uh, sau o olimpiadă este vizionată pe toată fața pământului. Acest element de cunoaștere este la minut și la secundă pentru a fi cunoscut pe toată fața Pământului, iar decizia se poate face imediat. Fiecare dintre noi poate să ia decizie. Ce decizie? Să fie lângă Isus, să-L slăvească pe Isus Hristos și să-L iubească pe Isus Hristos. De aceea când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezată în locul sfânt cine citește să înțeleagă. Atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Mi-aduc aminte, eram cu avionul, eram cu elicopterul și zburam peste munți. Și acum cu dronele, cu GPS-urile, cu sateliții, se scanează absolut tot. Oare poți să fugi undeva, să nu te găsească? L-au au căutat și au găsit uh, hoți internaționali, criminali internațional, pe care, pe care au găsit ascunși și în, în, uh, în cele mai iscusite ascunzători de munți, deșert sau de, în alte locuri. Mai putem să ne ascundem? Uh, vreau să cobor la un text și vreau să ajung la un text care. Uh, care este de o valoare magnifică textul din versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Ce să, cum să spunem istoriei că se încheie? Și într-adevăr, istoria se va încheia. Istoria se va încheia. Problema care o pun astăzi în valoare și o pun astăzi în, în fața ta. Tu scrii istorie. Și ți-am vorbit despre istorie, ți-am vorbit despre viitor. Este fals dacă trăim în trecut, este fals dacă trăim în viitor. Și este corect dacă trăim în prezent. Pentru că istoria se scrie de cei care trăiesc în prezent și viitorul îl avem în mână, de, la un mână, cei care au prezentul în mână și simt pământul de sub picioare. Schimbăm istorie? Schimbăm cursul istoriei? Da, se poate schimba. Am bucuria să vă spun că în ultima vreme în ședințele de consiliere au venit mai multe tulburări legate de cupluri. Și uh, acum, de curând, uh, doi, copii, uh, doi copii care au uh, peste 30 de ani, uh, care aveau și copii și care aveau în față uh, istoria separării, istoria divorțului, au găsit de cuvință, după nu foarte multe ședințe de consiliere, să se reunească, să-și găsească bucuria lucrului și a faptului că este mai bine să rămână. După ce am avut prima ședință, a doua ședință, le spun, voi vă potriviți prea bine să plecați din istoria voastră. Au fost fascinați de zicerea mea, care nu aș vrea să fie zicerea mea, ci o zicere inspirată și am început să construim. În momentul acesta mă cheamă în familia lor pentru a mă ruga pentru copilul lor, pentru a cere binecuvântare pentru viitorul lor. Oameni buni, noi scriem istoria. Avem istoria aceasta din poezia aceea frumoasă, pe vremea când mergeam pe jos, cărând la plase de ață tare, era și bine și frumos. Și strămoșii noștri care vin și ne spun, știți, înainte oamenii mergeau mai mult pe bicicletă și acum suntem îndrumați, nu știu în ce țară am fost, erau atât de multe biciclete, în Olanda, parcă, ceva așa, foarte multe biciclete pentru că oamenii erau încurajați și pro, probabil că se puseseră taxe, istoria se scrie și cu cu granițe. Uh, se, poate sunt taxe pe mașini pentru a ajunge în anumite zone ale orașului și uh, ca să pătrundă mai rapid în acea zonă, ei foloseau biciclete. Erau parcări imense de biciclete. Uh, și spun cei mai născuți mai de mult, cred că sunt și eu printre ei, că înainte nu neapărat oamenii stăteau numai uh, în mașină. Acum avem mașini uh, foarte performante, avem tot ceea ce ne trebuie, internetul, televizorul, uh, GPS-ul, uh, telefonul, uh, absolut tot ce ne trebuie, aer condiționat, uh, cald, rece, uh, tot ce ne trebuie, tot confortul să stăm, să stăm în mașină. Și să ne ducem la ortoped ca să ne rezolvăm coloana vertebrală sau uh, faptul că uh, ne dor închieturile și nu mai putem merge pe jos. Așa cum făceau strămoșii pe vremea când mergeam pe jos. Uh, și un alt lucru care ne este atras. De ce pe vremea respectivă erau mai puține divorțuri? Oamenii erau casetați, intrau într-o casetă și mă căsătoream și a, asta, asta mi-este soarta. Asta mi-este soarta și trăiau acolo. Dar trăiau și bine și frumos pe vremea când umblam pe jos. Și istoria aceasta scrisă de bunicii noștri și pe care, pe care stăm noi acum noi suntem bucuroși că stăm pe istorie și suntem valoroși că stăm pe istorie pentru că cineva a scris-o înaintea noastră. Tu și cu mine ești chemat să scrii istorie. Să scrii istorie. Asta putem face, să scriem istorie. Să uh, scriem viitorul, nu putem să-l scriem, să fim atenți la viitor. Dar tot ceea ce facem, suntem în prezent și trăim în prezent. Elementele, elementele de, de, de forță ale omului sunt uh, acelea pe care, uh, care ne ajută să ne ancorăm în prezent ca să putem să putem avea viteză pentru viitor. Dar ce viitor? Viitorul care se va sfârși? Uh, dacă ai credință în Dumnezeu, așa cum a spus Isus Hristos, poți crede că există viață Dincolo de nori. Viața aceasta pe care Dumnezeu o va întrerupe la un moment dat, printr-un sfârșit, și o va recupla, va da clic, va da lipire față de viața edenică pe care El a creat-o acum câteva mii de ani. Și pe care tot El a, a cerut-o. El, Hristos, care vine ca al doilea Adam pe pământ. Și vine și trăiește, și bine, și frumos, mergând pe jos, e, nu mai da pe Isus, pentru că nu erau mașini pe vremea aceea. A <laughs> intrat, uh, intrat în Ierusalim uh, călare pe măgar. Acum noi intrăm călare pe jeep, sau ce să spun, pe avion, pe elicopter, pe ceea ce îți ceea ce, ceea ce permiți. Uh, dar uh, asta este viața. A, ah, o întrebare pe care mi-o pune cineva. Ce crezi? Dacă Isus ar veni astăzi, ar mai umbla pe măgar? Sau ce mașină și-ar lua? Să știți că mi-a plăcut atitudinea părintelui papal, care atunci când a venit în România, papamobilul pe care și la a în care s-a urcat și a circulat în România, a fost un, o mașină autohtonă. Cred că va lua și um, elementele lui de atunci, la venirea în România a papei, uh, au fost foarte bine regizate, foarte bine regizate și foarte frumos aranjate. Uh, a prefigurat chiar. Cum ar fi revenirea lui Hristos pe pământ? Nu fac nicio asociere. Nu. Nu. Însă, trebuie să știm că Isus, dacă ar veni astăzi pe pământ, nu vă spun cu certitudine, ar alege, ar alege elementele actuale de deplasare, de acum. Ar avea tabletă. Întreabă un puștulache sau un adolescent. Dar știi ce? Mama îmi ia telefonul. Ce crezi că Iisus Hristos nu ar avea telefon mobil? <laughs> Poate. Nu, nu cred că uh, l-ar deranja să folosească telefonul mobil. Și nu cred că nu ar avea internet. Nu s-ar folosi de ele. În oameni buni. Vă dau o veste bună. Întâi pentru copii și după aceea pentru părinți. Dumnezeu îngăduie tehnica să fie dezvoltată. El îngăduie. El îngăduie și televizorul, el îngăduie și computerul, el îngăduie și mașinile, el îngăduie și rachetele și toată această dezvoltare. Toată această dezvoltare pozitivă, care poate fi folosită și negativ. Care poate fi folosită și negativ. Lucru care mă aduce pe mine să mă întreb, pe ce istorie stai? Pe istoria care să te folosești de ea, să împuști pe alții sau pe o istorie de care ai nevoie. Astăzi vreau să, vreau să coborâm în, în, Apocalips capitolul 3 cu versetul 20 unde Iisus Hristos face un gest, un gest, al, un gest de istorie și bate la ușa ta. Sau sună la interfon, dacă vrei să fim mai. Sau îți trimite un mesaj. Vreau să vin la tine. Pentru ce, Isus, vrei să vii la mine? Pentru ce? Vreau să vin la tine. Vreau să cinez cu tine. În momentul când Isus Hristos vrea să, să spună că vrea să cineze cu tine, uh, înseamnă că vrea să prindă masa de seară. Știi ce înseamnă masa de seară? Masa de seară uh, înseamnă ultima masă din zi. Este o masă ușoară, așa ne o recomandă, uh, ne -o recomandă toți. Uh, Mi-aduc aminte, eram într-o altă emisiune și uh, domnișoara care îmi punea întrebare zice: Știți, n-ar trebui să vorbim de mesele de seară, că mesele de seară sunt contraindicate și ele aduc uh, a, șezătoare pe, așa, pe corpul uman, oameni buni. Isus Hristos vine la masa de seară. Folosește ultima șansă și această masă de seară este specială, specială. De ce zic lucrul acesta? Și da, dar nu ne-ai dat răspunsul cu să folosim masă de seară, ne îngrășăm, nu ne îngrășăm? Ascultă-mă ce spun. Mai bine gras și împăcat decât slab și divorțat. Mergem mai departe. Iisus Hristos vine la această masă te gândești de ce nu vrei să îi răspunzi? Noi suntem în prezent. Și acest element de batere la ușă, de, sun de uh, sunat la interfon, de cum mai vrea tu sunat la telefon, Iisus Hristos, El și-a luat timp să vină la tine. Cine ești tu? Nu știu. Este posibil să fii un milionar. Este posibil să fii un om sărac. Este posibil să fii un intelectual. Este posibil să fii un muncitor. Este posibil, nu știu. Și eu mă gândesc că vine la mine. Și eu am decizia aceasta să-i deschid ușa. Fii atent ce se întâmplă. Dacă-i deschid ușa, tot ce se va întâmpla acolo va fi scris. Va intra în istorie. În istoria ta. În istoria mea, dacă îi deschid dușa, îmi convine să deschid ușa? Să știți că cele mai multe ocazii sau cele mai multe uh, intersecții în viață pot aduce explozii de bucurie, explozii de fericire, explozii financiare. Știți cum este vorba aceea? Ocazia are moț. Iisus Hristos bate. Nu știu cât timp bate. Nu știu cât timp uh, ai șansa aceasta să-i deschizi ușa. Nu știu. Dar tu trebuie să iei decizie. Eu trebuie să iau decizie la, uh, la, acest, uh, la acest fapt care pe mine mă face să, să fiu atent și să plătesc pentru istoria care o scriu. Sunt multe lucruri în istorie trecute rușinoase, dar uh, ce vreau să vă zic, uh, istoria pe care o scriem noi este istoria noastră. Pe istorie se bazează prezentul și pe prezent se construiește viitorul. Apropo, de ce nu ei deschide ușa lui Isus Hristos? Stobosit. am pe cineva în casa mea care nu-mi permite să-l aduc și pe Iisus Hristos? Iisus Hristos care fiind un om moral, un om care uh, are un, o anumită atitudine și m-ar deranja? Sau știi, n-am făcut curățenie în casă? Sau am muzica dată prea tare? Am căștile puse la urechi? Măi, am văzut uh, peste tot, peste tot, pe drumuri, uh, prin autobuze... Uh, Căști, căști. Dacă vorbești cu cineva, el dă din cap, dar nu-ți răspunde, ci cred că dansează în casca lui. Este posibil să ai căștile pe urechi și să nu auzi această sonerie, să nu auzi această chemare pe care ți o spune Hristos. Hristos vrea să vină, să scrie istorie cu tine. Istoria aceasta care nu face altceva decât să-ți dea putere. Și să dea șansa viitorului, nu vreau să, să, să vorbesc ca în comunism, luminos, dar este. Într-o vreme în care bolile uh, își fac loc uh, ca apa în pustie, uh, și uh, ne întrebăm la fiecare săptămână, a mai apărut ceva, să mă duc să mai fac analize, uh, există o. În, într-o situație de genul acesta în care bolile psihice din ce în ce mai mult își fac loc, datorită stresului cotidian, datorită nebuniilor care, care, care îmi vin și pe care trebuie să le abordez și pe care trebuie să le, le rezolv. lucrurile nerezolvate. Lucrurile nerezolvate ne conduc permanent la stres și la așteptări negative. Astăzi, împreună, scriem istorie. Uh, te las un pic să, să te gândești. Uite-te în jurul tău. De ce nu-i deschis ușa? Sau poate ea i deschis. Știi? Nu e curățenie în casă. Și Iisus uh, îți dă o veste bună. Iisus te ajută să faci curățenie în casa ta. Poate ai o relație care este nerezolvată, poate bârfești, poate invidiezi, poate și Isus Hristos te ajută să faci curățenie în casa ta, în mintea ta, în viața ta, în familia ta. Nu este un ispititor, nu este un om care să te bârfească ce a găsit în casă la tine, nu. Și astăzi El vrea să intre și să te ajute pe tine să să scrii o istorie în care prezentul uh, îți dă putere. Vestea rea pe care ți-o dau este că odată scrisă istoria, nu mai putem interveni la ea. Nu mai putem. Decizia de a nu-i deschide este decizia ta. Și intră în istorie. Lucrul acesta mă face pe mine să fiu responsabil pentru lucrul acesta pentru ce nu mai îi dau voie să, lui Isus Hristos să intre în, în, familia mea și nu neapărat acum la ora actuală vezi te uiți pe, pe vizor și îi zici, Doamne, să-ți pui masca când vii la mine acasă. Nu ți-aduce nicio boală. Iisus Hristos nu ți-aduce nici o boală. Iisus Hristos vrea să ia bolile de la tine. Vrea să te facă sănătos din toate punctele de vedere. Îmi este frică. Îmi este frică nu de ce mi aduce Iisus Hristos, de ce îi dau eu lui Iisus Hristos. Doamne să mă fac sănătos. Doamne să mă căstoresc. Doamne să, să pot să am o relație bună cu mine și cu ceilalți, și după aceea pot să, să, să merg mai departe. Pot să te chem mai departe. Uh, da, într-adevăr, este un lucru foarte, uh, foarte logic, dar acest astăzi, acest astăzi, decât astăzi, este al meu. Istoria nu este a mea, am scris-o, am pus-o deoparte, fila s-a dat, viitorul nu mi aparține. Simt o întrebare care îmi vine de la tine. Am putea genera am putea ști, am putea negocia, am putea calcula o dată a venirii lui Hristos? Da, putem. Putem să știm o singură dată. Revenirea lui Hristos pentru tine este atâta timp cât tu trăiești. Dacă mori, Hristos a venit. Pentru că învierea, așa cum spun, spune credința, strămoșească credința Bibliei și făgăduința lui Isus Hristos, învierea te va lua din locul unde tu ai, uh, ai plecat. De aceea, șansa noastră, bucuria noastră este a prezentului până atunci. Păi, nu vreau să te înfricoșesc că putem muri. Astăzi sau mâine, sau pui mâine, deși observați ce se întâmplă. Nu mă refer la cutremure, la căderi de stele, nu mă refer la lucrul acesta. Și mai presus toate la burile care apar și sunt, vin ca o avalanșă peste noi. Nu numai la lucrul acesta mă refer, ci mă refer la faptul că odată ce Îl accepți pe Hristos să stea în familia ta, acest Hristos face curățenie în familia ta sunt multe tensiuni. Sunt multe tensiuni și în familie. Și vă duc gândirea mea. Dacă vreți, dacă nu vă place, aruncați-o la coș. Oameni buni. Mi se pune de multe ori întrebarea, să divorțez sau să nu divorțez? Mai sunt mântuit dacă divorțez? Mai sunt, știți că Revenirea lui Hristos înseamnă o căsătorie. El fiind mirele, biserica, oamenii, populația fiind mireasa și această, această căsătorie face o complementaritate a mântuirii. Este corect? Bun. Iar căsătoria de pe pământ nu cumva prefigurează lucrul acesta? Mă leg, de, mă leg de elemente simple ale oamenilor inspirați care spun că ultima zi de pe Pământ este ca ultima zi din cer. E, ca prima zi din cer. Ultima zi de pe Pământ este ca prima zi din cer. Uh, are o valabilitate, uh, să zic așa, subiectivă. Pentru că, totuși, Pământul este Pământ și Cerul este cer. Nu putem să, să punem egalitate. Însă, punem egalitate la altceva, la relație. Și te întreb dacă relația ta din căsnicie nu este bună. Relația ta din căsnicie nu este bună. Cum poți să crezi că vei fi mântuit? E treaba ta că vei crede. Când te ceri cu soțul dimineața la prânz și seara, când, când stai cu soțul separat în, în pat, că s-au separat în camere, s-au separat în alte case, cum poți să crezi că stând legitim cu el? Găsești relație și găsești mântuire. Istoria o scrii. Păi și până la urmă ne-am învățat să divorțăm? Decizia este a ta. Dar eu ți-am spus, dacă nu se rezolvă uh, relația din uh, căsătoria ta, nu ai drept să te gândești la mântuire. Sau ai dreptul, dar te gândești degeaba. Păi și atunci... Și atunci... Și atunci este o decizie. Nu este simplă. Să știți că stau la aceste intersecții de multe familii care vor să-și reclădească viața. Păi da, da, nu este divorțul biblic, nu este prin înșelăciune, nu este prin, nu este prin. Hai să calculăm. Oameni buni, calculați cât vreți! Calculați cât vreți! Nu-L băgați pe Dumnezeu în mizeria noastră! Și re reușim confesional să-i ducem pe, pe oameni în iad sau să-i ducem în rai. E o prostie! Astăzi, du-te la Isus Hristos și El îți spune ce trebuie să faci. Astăzi, du-te, pleacă-te pe genunchi la El și uh, întreabă-L ce trebuie să faci. Am găsit cupluri care uh, au eșuat. Conciliez acum un cuplu ieșuat, mai multe, dar gândul meu este la un cuplu care, care vine dintr-un divorț și s-au refăcut, au o familie frumoasă. Negociez concilierea aceasta pentru a le fi bine pe pământ, că aici este șansa cerului. Oameni buni, nu-i mai duceți pe oameni în iața un rai. Nu îi țineți în granițe ca să se certe. Ce aduceți-l pe Iisus Hristos în familie. Foarte interesant. Nu îi duceți în separare. Am auzit uh, anumiți uh, vrăjitori care spun: "Știți, e mai bine să te separi, să te liniștești." Bă, ăsta e divorț, mă. Ăsta e divorț mă separ ca să mă liniștesc și ca să pot să, să mă reconciliez. Oameni buni, istoria nu se scrie în separare. Istoria se scrie în dragoste. Și acum, în ultimele secunde ale acestui speech, hai să scriem istoria cu Iisus Hristos în casă. Hai să ai curajul acesta! Hai să ai nebunia aceasta! Hai să ai aventura aceasta! Să-l ai pe Iisus Hristos în familia ta! Este posibil tu care mă asculți acum să crezi că mă gândesc la tine. Și așa este, mă gândesc la tine. Pentru că am la cine să mă gândesc. Separarea, divorțul, nu sunt după placul lui Dumnezeu, dar cearta duce la iad. Hai să-L aducem pe Iisus Hristos, ca El să facă ordine în familie. Să facă ordine în familie. Pe vremea când mergeam pe jos, erau mai puține divorțuri. Pe vremea când mergeam pe bicicletă, trăiam și bine și frumos și luam și cina, tăiam butuci, căream apă cu găleata. Nu ne mai întoarcem acolo. Dar poți să-i aduci iubitului tău, iubitei tale, o cană cu apă, un pahar cu apă, să-i aduci ceva frumos, să-i aduci un text biblic. Ce-ar fi să, încerc, să încercăm să reconstruim într-o familie elementul emoțional, iubire, elementul comportamental, atașament și elementul spiritual, relație cu Dumnezeu. Vă invit astăzi, ca din istoria, istorie să învățăm prezentul, iar prezentul să ne fie folositor pentru că foarte curând, foarte curând ne apropiem de un mare eveniment, de o mare nuntă. Nunta sunt lucrurile care îmi plac. Dați-mi voie să mă laud de data aceasta. Am peste 500 de căsătorii făcute. Da, sunt. Poate mi-ajung degetele de la o mână să, să generez că sunt și câteva probleme. Dar, cred ceva, hai să lucrăm pentru marea revenire a lui Hristos, pentru marea nuntă la care ești chemat și tu. Te invită Daniel Duță la împăcare, la revenire. Te invită Daniel Duță la a, a, a rămâne la A7 TV, a vedea subiectele și uh, elementele care ne ajută să ne ancorăm între cer și pământ ca să putem să-L iubim pe Iisus. Te aștept la 7TV! acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.